Petrolul termină sezonul fără mulți jucători importanți, iar Răzvan Lucescu are probleme mari în a contura echipa pentru ultima etapă a campionatului. Șansa grupării ploieștene este faptul că evoluează într-un meci fără miză la Corona Brașov, cea mai slabă echipă din campionat. Numai puțin de 8 jucătorii lipsesc antrenorului Petrolist la acest meci. Pesania, Romario, Geraldo, Albin, De Luca și Teixeira sunt suspendați. Mutu al și Gerson au probleme medicale, însă fundașul brazilian va fi totuși trecut pe foaia de joc. Acolo unde vor mai fi trecuși și 5 juniori din cadrul clubului, unul dintre ei fiind la prima acțiune oficială cu lotul echipei mari. La atâtea absențe, Răzvan Lucescu va putea miza iarăși pe Iani Zicu, deși acesta nu este refăcut, iar Laurențiu Marinescu poate intra titular, postură cu care nu s-a mai întâlnit de peste un an de zile. Ceilalți jucători ai Petrolului, rămase să ducă ultima bătălie, spun că vor să o câștige deoarece ultima impresie contează. Și poate face bine la moral având în vedere că fotbaliștii petroliști au ratat prezența în finala Cupei României, dar și locul 2 în campionat.